Bună ziua tuturor! Astăzi vă voi arăta strada Louis Pasteur. Astăzi avem o zi superbă de martie. În spatea asta avem Spitalul de Neurologie și Psihiatrie. Pe partea dreaptă avem Universitatea de Medicină și Farmacie. Poate vă întrebați de ce fac această filmare tocmai acum. Fac asta pentru că copacii s-au înflorit mai devreme, cel puțin corcodușii. O să le și vedeți imediat. Primăvara a venit un pic mai devreme anul acesta. Secția clinică de neurologie pediatrică. Este o zonă de spitale. Această zonă este zonă de spitale, dar sunt și facultăți. Să spun câteva cuvinte și în limba engleză. Hello everyone. I'm on the street of Louis Pasteur. A very nice area. Here you can find some hospitals and even the University of Pharmacy and Medicine. This street goes up to the Zorilor district, which is a nice place to live. Această străduță ne duce sus până în cartierul Zorilor. Și aici avem un spital care se modernizează. Bravo! Aici avem grădina botanică, numai că intrarea se face de pe strada Republicii. Aici avem câteva apartamente foarte scumpe. Here we have some expensive apartments. We are not that far from the city center, so prices are very, very high here.
suntem destul de aproape de centrul orașului, deci prețurile sunt destul de mari. De fapt, tot orașul e foarte, foarte scump. Asta este. Hai ce face. Aici este spitalul de boli infecțioase. Cei care erau cu COVID erau duși aici. Aici avem Regina Maria. Pe partea stângă toată grădina botanică. Arată că sunt 17 grade. Uimitor. Farmacia Catena. Este multă lume. Nu știu dacă se vede, dar este lume. Avem o zi superbă de martie. Ia uitați cât e de frumos! Partea stângă este o vilă foarte mare, cu un design foarte, foarte interesant, inedit. Acolo este teren de vânzare, probabil la un preț halucinant. Aici s-a făcut un bloc nou, cred că s-a finalizat anul 2023, ceva de genul. Avem strada, nu mi-aduc aminte. Pe aici se intră pe strada Cireșilor, o zonă superbă. Mega image. Aproape la fiecare bloc nou vezi câte un mega imaj, mega image.
Ia uitați-vă cât e de frumos. Primăvara a venit mai devreme. Super. Mai ales acest copac. Wow. Foarte frumos. Foarte frumos. I chose to make this video because of this. Spring has come a little bit earlier this year. Here we have a nice park. Aici avem un loc de joacă pentru copii. Și acum mă întorc. Și am ajuns înapoi. De acolo am filmat mai înainte. Ce părere aveți despre această zonă? Mi îmi place foarte mult. Este o zonă foarte căutată. Vezi mulți oameni străini care stau aici în chirie. Ia uitați-vă cât e de frumos. Am ajuns la intersecția Pasteur cu Strada Viilor. Asta îmi plac foarte mult. These are very nice. Poate vă întrebați cât costă un apartament cu două camere. Pe aici, în această zonă. Unul finisat costă mai mult de 125.000. Mai ales dacă e etaj intermediar. Ia uitați-vă cât e de fain. Frumos. Foarte frumos. Mai este și pe aici. Frumos. Foarte frumos. Pe aici se construiește un nou duplex. Propei. Cât un bloc, e foarte mare. Cred că la semifinisare va costa mai mult de 350.000 de euro.
în curând se vor înflori și aceste copaci. Pe marginea drumului aici avem spital de recuperare. This is a hospital. Hospital of the recuperare. Avem și pe aici. Nu știu exact cum se va vedea. Merită să vă arăt și acești copaci. Arată foarte frumos. Foarte frumos. Acum am intrat pe strada Trascăului, dacă nu mă înșel. Foarte, foarte frumos. Apropo, pe aici stă și primarul orașului. Mai nu o să vă arăt blocul, dar stă foarte departe de unde sunt eu acum. Sunt multe magazine de poți lua flori, florării. Ai multe magazine alimentare. Acolo avem și piața agroalimentară din Zorilor. Ce ai și frizerie. Acolo este piața agroalimentară. De fapt acolo și pe lângă ai Carrefour Market. Și iar avem un parculeț. Profi City. S-a renovat frumos și acest parc. Arată chiar bine. Găsești și restaurante, precum restaurantul Perla.
ai Digi, farmacii, bănci, Banca Transilvania. Ai BCR. Aici e poșta. Ai văzut? Acest cartier este mult mai aerisit decât, de exemplu, cartierul Mănășturi sau cartierul Mărăști. Și aici este primăria cartierului Zorilor, Dental Clinic, stomatologie. Aici avem un turn de 8 etaje. Câte o mașină de lux. Încă un Profi City, un loc de joacă pentru copii. Mă apropii de capătul străzii, Pasteur. This is the end of the street of Louis Pasteur. You know, Louis Pasteur was a French chemist, if I am not wrong. They named the street after him. This is how this area looks like. Și cam așa arată această zonă. Sper că v-a plăcut. În curând va urma un nou vlog care va fi despre strada Viilor și Gheorghe Dima, care sunt tot în acest cartier. Și acum am ajuns pe strada Gheorghe Dima. Now I am at the Gheorghe Dima Street. Și aici e plin.
plin, plin, plin de copaci. It's full of these nice trees. Și cam atât ar fi vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să aveți o zi deosebită. Peace. Thanks for watching and have a wonderful day. Peace.